Scandal în comuna Corcova, sat Gârbovățul de Jos, unde un cetățean a ajuns în situația de a protesta în fața autorităților, acuzându-l pe primarul comunei Corcova, Giube Gaion, de faptul că ar fura bani din bugetul local al comunei. Harca Victor este bărbatul care susține, spune el cu dovezi, faptul că se întâmplă multe fără de legi în comuna Corcova. Acesta susține faptul că pe lângă banii pe care acesta i-ar fura din bugetul local, s-ar folosi de mașinile instituției în interes propriu. Totodată, primarul ar fi mână în mână cu conducerea poliției din Strehaia, bărbatul primind numeroase amenzi. Mă numesc Harca Victor. Sunt locatar al comunei Corcova, mai precis satul Gârbovățul de Jos, vecin cu primarul Giubega PNL de la comuna Corcova. M-a dus în situația de a veni și a protesta în fața organelor statului, întrucât acest om fură cu nerușinare din bugetul local al comunei Corcova. Voi demonstra cu poze, video, cu acte de contract, cu tot. Mai mult de atât, acest om este subținut să laudă că e subținut de către domnul comandant al Poliției Secției 5 Strehaia, domnul Marghitoiu Cristian, care în mai multe rânduri vine și face chefuri la acesta pe timp de noapte, folosind inclusiv mașinile instituției. Mai mult de atât, mă amenință. Poliția de la Secția 5 Strehaia sunt amendat. Dovezi, le-am câștigat aici în Strehaia. Vin, mă judecă singur în zile de lucru care tribunalul și instituția statului ar trebui să cheme mai mulți cetățeni care au dosare și mă judecă cu dosare singur în sală, parcă aș fi un infractor. Victorul acuză de asemenea pe primarul comunei Corcova de faptul că ar fi cauzat un accident mortal, iar poliția ar fi închis ochii. A făcut și un accident mortal. Uitați, accident mortal pe raza comunii Corcova, omorând oameni, iar poliția de la Strehaia i-a facilitat. Bărbatul susține că va continua să protesteze până când îi se va face dreptate. Acesta afirmă faptul că are nenumărate dovezi ce l-ar putea incrimina pe primarul Giube Gaion. Să vă arăt și pozele cu ce a putut să facă domnul primar Giube Gaion. Uitați, aici mută pe timp de noapte drumurile, parcade de locuințe, un apropiat al dânsului și a făcut această pensiune și ca să intre în legalitate, să nu poată să plătească, uitați și dumneavoastră cum a mutat noaptea limitele de localitate. Asta e una. Aici, dacă mergeți către satul Giro, între Giro și Stejar, să vedeți acest primar pentru a-și rotunji veniturile familiare, a dat autorizație sub înaltă detențiune, care e inaccesibil. Uitați-vă dumneavoastră pentru să-și ia bani. Victor acuză și poliția orașului Strehaia de faptul că i s-au dat numeroase amenzi fără motiv. Bărbatul va continua protestele până când, spune el, dreptatea va fi de partea acestuia.